Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, o ediție mai specială, dacă mi-e permis să spun așa, a emisiunii din studioul BEX TV, pentru că e perioada sărbătorilor și perioada în care citim, e un revelion atipic, așa că ne permitem să citim și să facem ce nu facem de regulă, să ne oprim asupra unor chestiuni din istoria noastră nu foarte îndepărtată, istoria noastră locală, conexată la cea națională și să vedeți câte lucruri interesante se întâmplă în background. Au grijă cei de la Arhivele Naționale Bistrița Năsăud să ne informeze pe Facebook și un an întreg ne-au tot spus și ne-au tot transmis, ne-au arătat imagini interesante, așa că am chemat-o pe doamna Cornelia Vlasin legat de evenimente recente, să spunem, să depănăm povești. Bine ați venit. Bine v-am găsit. La mulți ani pentru noul an și mulțumesc, la fel. Să ne aducă anul ce e mai bun, că 2020 a fost. Așa este. Încă o dată și la mulți ani și mulțumesc de invitație. Ne bucurăm că începem anul cu dumneavoastră și cu poveștile minunate de la Arhivele Naționale, numai bune de descoperit și de cercetat. Din istoria recent, foarte recentă, că tot a fost în 30 decembrie, nici nu mai știu câți ani de la abdicarea 1947, de la abdicarea regelui Mihai I. Și toate evenimentele din siajul acestei nefericit episod din istoria României. Știu că ați postat chiar buza finalului de an niște documente interesante referitor la modul în care percepeau autoritățile vremii, da, acel moment. S-au păstrat foarte puține, foarte puține documente care să relateze despre abdicarea regelui, dar în cele care au fost identificate se vede totuși că autoritățile aveau totuși grijă ca populația să nu fie revoltată, făceau apel la preos, la funcționarii statului să meargă, să comunice că această abdicare de fapt este un bine pentru popor și că monarhia nu a adus nimic bun statului român și populației, ci numai rău. Am postat chiar o astfel de adresă prin care primăria orașului Beclean informează oficiul greco-catolic Beclean că s-a schimbat regimul, a fost instituită Republica Populară și neapărat să facă acum o adunare sau să meargă chiar din poartă în poartă să explice populației ce înseamnă acest lucru. Practic ei se temeau de o reacție a populației la abdicarea regelui, fiindcă da, totuși imaginea regelui era cel de-al doilea război mondial, se terminase, începuse o nouă eră, imaginea regelui Mihai I era o imagine bună la nivelul percepției populației. Era o imagine și puternică. Și puternică. Regele era foarte tânăr, era conectat la lumea internațională și la partea bună de la care se aștepta o salvare. Așa este. Și cred că au fost vremuri teribile și această veste, dincolo de documentele oficiale, trebuie să fi căzut așa ca un plăsnet peste populația, oameni, să zicem, peste populația normală. În schimb, pasul respectiv de a merge spre abdicarea regelui a fost foarte bine pregătit de comuniști. Știm că și înainte au fost pași urmați de comuniștii, de guvernul Petru Groza, la propunerea, sau mă rog, cred că au fost respectați pașii veniți de la Moscova. Categoric așa absolut, s-a întâmplat, absolut. Amărâții de membri ai Partidului Comunist Român nu aveau ei forța necesară. Așa este. Imaginea regelui și susținerea regelui, fiindcă să nu uităm că totuși că regele Mihai I, după cel de-al doilea război mondial și după impunerea guvernului Petru Groza, a fost sprijinit de guvernul american și englez. Știm că intră în acea grevă regală, în schimb, după înțelegerea de la Ialta, practic și fixarea polilor puterii,
practic, cumva susținerea respectivă și din partea guvernului s-a diminuat și atunci, normal, a dus la abdicarea regelui Mihai I. Practic, cred că el s-a lămurit, eu mă divaghez, încerc să-mi aduc aminte din interviurile pe care le-a dat regele Mihai în ultimii 10 ani. Când a fost plecat la coronarea reginei exact. Elisabeta a doua, practic a încercat să discute cu Churchill, dacă vă amintiți, din așa interviuri este, așa și este. Da, interviul ducelui de York, ca să care explica că da, i-a fost clar atunci. I-a fost clar, da. Deci asta aș înțeles. Practic, susținerea din partea englezilor și americanilor se diminuează după ce i s-au cerut, deși formal, să introducă în guvernul Petru Groza un reprezentant al PNTU-ului și un reprezentant al Partidului Liberal. Practic, au fost cooptate două persoane fără personalitate, adică care nu erau ilustrative pentru cele două partide, au zis, da, s-a îndeplinit această cerință, înseamnă că acest guvern, guvernul Petru Groza, este practic recunoscut și de către noi și atunci a înțeles foarte bine că, practic, un alt demers nu era un demers cu o finalitate, așa cum își dorea o majoritatea populației, că dacă știm cât de așteptați erau americanii, toată lumea se aștepta că vor sosi, ne vor elibera de armata sovietică, fiindcă situația în teritoriu nu era o situație roză și în Ardealul de Nord. În continuare era acel reprezentant caghebist în guvernul Petru Groza. Toate mișcările respective și toate deciziile respective ale guvernului și ale tuturor autorităților erau girate de Moscova. Aici, în Ardealul de Nord, o bună bucată de timp, practic toate autoritățile erau subordonate comitetului de administrare condus de un sovietic, adică toate deciziile majore vedeți asta în documente? Da, sunt în documentele respective și numirea prefecților știm ce dar s-a întâmplat. Practic tranziția, deci după ocupația, după retrocedarea Ardealului. Retrocedarea Ardealului nu s-a făcut imediat. Armata română eliberează foarte clar. Da, armata română eliberează la 25 octombrie întreg teritoriul României. Ei, din 25 octombrie până pe 6 martie, practic teritoriul Ardealului de Nord nu a fost cedat României. Sunt numiți prefecți la nivelul celor 11 județe de către sovietici direct, deși regele Mihai, așa cum era în baza legislației respective, numește anumite persoane, spre exemplu a fost numit Dumitru Nacum ca și prefect al județului Năsăud de către rege, așa cum era în baza legislației. În schimb, sovieticii numesc pe Ștefan Pop, numesc o altă persoană față de persoana respectivă. Prefectul regele nu, prefectul automat, sovietic, automat cel al sovieticilor. Exact, exact. Cine erau aceste persoane numite de sovietici? Erau persoane cu înclinații, să zicem, de stânga. Ștefan Pop, spre exemplu, era totuși un intelectual, adică era de formație intelectuală. Dar alte persoane, apoi treptat la nivelul orașelor, la nivelul comunelor, puterea respectivă a fost preluată încet, încet de acele numite gărzi patriotice. Evident că erau elementele, să zicem, sărace, eu zic leneșe, de la nivelul comunelor, care înlocuiesc, practic, autoritățile legale la nivelul comunelor, practic și la nivelul legislației are loc o transformare care permite aceste lucruri, adică trebuiau să fie sănătoși din punct de vedere politic. Acele exprimări destul de standardizate pe care le cunoaștem foarte bine și acel limbaj de tablă. Încet, încet, practic, cei care au deținut funcții, nu numai în perioada, să zicem, hortistă,
dar și în perioada interbelică sunt interziși a mai deține o funcție în noul stat. Chiar dacă tu aveai pregătirea necesară și avem la nivelul, s-au întâmplat la nivelul notarilor comunali, care ei practic stabilau bunul mers împreună cu primarul, comisia sau consiliul local, ei decideau și aprobau toate deciziile la nivel comunal. Ei, treptat, nu mai există personal cu pregătirea necesară, erau destul de agresivi, așa cum ne și așteptăm că omul care nu are pregătirea necesară este numit într-o funcție publică, automat... Sunt legende, acum divaghez, dar mi-am adus aminte de legendele acelea urbane ale comunismului, care spuneau că în etapa sălbatică de introducere a noilor rânduiri, ca să mă exprim așa, inclusiv la nivelul judecătorilor, ajungeau tot felul de indivizi cu câteva clase. Da, cu câteva clase. S-a întâmplat așa ceva? Este, așa este, da. E absolut șocant. Da. Deci nu mai conta ce studiai, conta orânduirea socială a ta. Adică, și originea sănătoasă. Și originea sănătoasă. Adică tata, mama, bunicii să nu fi fost să fi fost intelectual, să fi ocupat o funcție publică. Dacă au fost acolo mărginașii statului, e foarte bine. Au fost și cei care din familiile sărace s-au ridicat și au ocupat funcțiile respective. Vorbesc din perioada dinainte, dar acum nu. Suntem în anii 50, începutul? Începutul anului 50 au fost, deci începând din 46, după alegerile din 19 octombrie 46, cele falsificate, da? Atunci practic începe preluarea puterii de către comuniști și practic transformarea la nivelul societății. După 46, după 19 noiembrie 1946, anii 50 au fost ani cumpliți, fiindcă dacă din 46 până în 50 a fost perioada de preluare a puterii, din 50 începe transformările la nivelul societății. Vorbesc de colectivizare, de industrializarea, expropierile. Deci noi am învățat industrializarea, de fapt, exact, a fost depostedarea sălbatică de proprietăți. Exact. Începe practic transformarea societății, să zicem, având ca și model sovietic, s-au înființat acele sovromuri, practic au luat toate măsurile necesare, asta și cu posibilitatea practic livrării către Uniunea Sovietică a acelor despăgubiri de război care au fost cumplite pentru statul român. Avem și noi acum și se păstrează în arhive cât am plătit la nivelul județului Năsăud sovieticilor ca și despăgubiri de război. Năsăud era între județul? Da, nu era județul actual. Nu este, era mai mic ca și județul actual, până în 50, când se înființează regiunile și raioanele. Județul Năsăud, practic, ce vorbim de Bistrița, era județul Năsăud? Năsăud, da. Era municipiu, ca și acum, capitala județului. Era oraș. Exact. Da. Așa, capitala județului Năsăud, județul se numea Năsăud și capitala era Bistrița. Dar era mai puțin Becleanu? Era Becleanu, nu era în județul nostru, era în județul Becleanu, Cluj, da? Și partea dinspre Teaca, care aparținea de județul Mureș. Deci, și practic, revenind la despăgubiri, că spuneți că le păstrați. Pentru tot Năsăudul, cât de mari au fost? Foarte mari, nu vorbesc în bani, avem în produse, să zicem, spre exemplu, ca și lemn, din toate estimările respective, în perioada 44-45 până la instaurarea, spre exemplu, numai în câteva luni, în 6 luni de zile, din zona noastră au plecat peste 100.000 de vagoane de lemn.
vorbesc, nu mai spunem de cereale care sunt, sau la nivelul cabalinelor au fost peste 23.000 de cabaline duse fără nicio fără niciun document. Da, din din respectiv. Și erau luat din rechiziții? Din rechiziții, da, prin exact. Jefuiți oamenii, da. Practic li se impunea trebuie să veniți cu calul, cu vaca, cu boul și practic fără să primească nicio despăgubire din partea statului român, vorbesc. Sau dacă s-a întâmplat acest lucru, despăgubirile au fost foarte mici, foarte mici, dar proporția între cele care au fost luate fără niciun document, deși s-au întocmit acele liste fără nicio despăgubire, procentajul este, să zicem, dublu față de cel în care oamenii au primit ceva despăgubiri simbolice. Au fost deposedați și de case? În acea perioadă aveți informații în arhive? Expropierile, da, s-au făcut deosebit. Au apărut decretele respective. Este decretul 111 pe 1951. Evident, reforma agrară din 45, unde au fost expropiați cei care erau numiți burghezii, chiaburii, da, și s-a făcut reforma din 50 de hectare. Da. Erau și categorii chiaburi mari, adică peste 100 de hectare, 50 de hectare, și apoi au fost, evident, la reforma din 45, practic s-a diminuat pragul. Pragul respectiv, au mers 25 de hectare, 10 hectare, dar ca și chiabur să fie declarat chiabur, deci o limită era de 50 de hectare. Bine, listele de chiaburi care au fost întocmite, au fost întocmite și cu foarte multe abuzuri, adică era cel care a fost numit de partidul, era un reprezentant al Partidului Comunist în comisia respectivă constituită la nivelul primăriei și el lua deciziile politice. Da. Toate deciziile și la nivelul prefecturii, în perioada cât a funcționat prefectura, era un reprezentant politic și prefectul și toate comisiile din cadrul prefecturii veneau să primească ok-ul acestui reprezentant politic. Da. Care era al... Atunci era... Al sovieticilor? Sau? Da, al sovieticilor. Direct. Al sovieticilor. Bine, el era îmbrăcat cumva în formula românească, dar el era numit în funcție de către sovietici. Cumplite vremuri. Am pornit în acest demers și de la 30 decembrie, dar mai ales de la ceas postal, la un moment dat, că ne-a trezit interesul legat de Petru Groza. Înainte de 89, la istorie, ni-l prezentau drept doctor Petru Groza. Și legăturile lui cu zona noastră. De fapt, da, am aflat că erau mai mult simbolice. Se practica și atunci plecăciunile la mai prea puternicii zilei, cum e acum cu, am zis noi, cetățenii de onoare. Că înțeleg că era deputat, a fost noastră, descoperit da, că a fost deputat al sfatului regiunii Rodna, ales în 50, practic odată cu constituirea raioanelor și regiunilor. A fost ales de Bistrița ca și deputat în cadrul sfatului regiunii Rodna. Rodna, ca să explicăm, fiindcă nici eu n-am înțeles. Regiunea Rodna avea tot capitala la Bistrița. La Bistrița, da. Era altă denumire și mai largă, nu? Era mai largă. Județul Năsăud. Așa este, cuprindea patru raioane, Becleanu, Bistrița, Năsăudu și Vișeu, deci mergea și spre zona Maramureșului. Și capitala cu orașul regional, Bistrița, se desfințează în schimb în 52, deci degeaba... 2 ani a fost? Doar 2 ani de zile. De ce făceau asemenea schimbări? Vezi că totuși ne ucești populația, astăzi ești în județul Năsău, mâine ești în raionul Rodna, poi mâine ești în nu știu ce regiunea Cluj. Da, deci în 50 practic s-a adoptat modelul sovietic de organizare a teritoriului. Li s-a părut că este cumva disipată decizia, adică erau prea multe regiuni, 28 de regiuni în 50, și atunci au centralizat decizia, au desfințat
10 regiuni și au rămas doar 18 regiuni. Practic, pentru luarea mult mai ușoară a deciziilor din partea Bucureștiului. Dar asta nu a fost benefică și chiar a avut o influență destul de cu impact social la nivelul, vorbesc, al Bistriței și al actualul județ Bistrița-Năsăul, fiindcă odată cu desfințarea regiunii Rodna, practic toate proiectele și toate fondurile mergeau spre Cluj. Practic se vede din documentele de arhivă că practic Bistrița a decăzut din punct de vedere economic în perioada respectivă. De perioada 52? 52, 68. 68, da, până la înființarea teritoriului, exact, care e și acum județele. Cumva în vigoare. Așa este. Dacă extrapolăm că tot s-a vorbit foarte mult de regionalizare în câțiva ani și s-ar părea că asta ne va aștepta cândva, Bistriței, județului Bistrița-Năsăut nu i-a mers bine. Sigur, erau alt context, alte vremuri, altă poveste, dar nu i-a mers bine. Nu i-a mers bine atunci, da, când, da, capitala și centrul deciziilor regionale era Cluj. Absolut. Absolut. Deci toate documentele practic vorbesc de acest lucru și se și vede din parametrii economici păstrați în arhivă. Practic Bistrița a început să se dezvolte după 1968, din 70, și platforma industrială practic se dă un decret prezidențial în 76 cu constituirea tuturor întreprinderilor pe care le cunoaștem acum foarte bine. Și cum v-ați putut da seama în indicatori economici că e o schimbare? Că erau oricum vremuri complicate. Se vede. Știți de ce vă întreb? Pentru că pentru mine multă vreme a persistat întrebarea aceasta. Eu știam de la părinții mei și de la bunici că Bistriței nu i-a mers bine, dar era mai mult o chestiune de percepție. Adică ni se spunea, de exemplu, cu Bulevardul Decebal, care e cum e și nu-l poate face nimeni o zonă decentă și urbană în adevăratul sens al cuvântului, cu blocurile acelea care oricât le reabilitezi, tot acelea sunt. Și povestea era, legenda urbană era că proiectele proaste ale arhitecților clujeni, mă rog, cele care nu mergeau, nu se pretau Clujului, le aruncau către zonele astea cum e Bistrița, și că un asemenea eșec arhitectural este și Bulevardul Decebal, care nu poate fi transformat în altceva nici acum. Și asta era, de-aia arată așa de rău, că era povestea că arhitecții clujeni l-au făcut și nu l-au putut aplica în Cluj și l-au trimis la Bistrița, la Bistrița proiectul. Într-adevăr, așa este. Deci dacă ne uităm în documentele de arhivă, vedem că practic populația urbană a Bistriței nu crește foarte mult. Dacă ne uităm să vedem ce întreprinderi în perioada 52-68 sau ce societăți celebre și-au deschis atunci porțile, nu este. Deci nu avem o societate, o întreprindere care a fost înființată. În Cluj exista, da. Deci în perioada respectivă s-au înființat foarte multe în Cluj. În Bistrița nu putem să spunem. Și nu numai de Bistrița, vorbim și de Năsăul sau zona Becleanului. Practic, unele și-au închis porțile pe ce era axat în continuare pe acele fabrici care au funcționat. Deci vorbim de industrializarea Bistriței sau de industria Bistriței din perioada respectivă. Nu, tot de fabrica de sobe și teracote care au fost. Chiar la teracota m-am gândit și eu. Era pe unde, amplasament unde actualului Crinilor. Așa, acolo era fabrica. Acolo. Am prins-o în primii ani. Așa este. Chiar le-am făcut istoricul, fiindcă m-a rugat domnul Goia să întocmim un istoric al fabricii Teraplast, da, și am constatat că este mult mai veche decât ce se știa, și asta a fost pentru noi o mulțumire, dar și pentru ei. Cât de veche? Deci prima atestare din 1885, practica atelierului respectiv. Acolo pe Crinilor? Acolo pe Crinilor. Era da. În strada fabricii de teracot. Era avea altă denumire? Nu știu denumire. Ce să-mi dau seama? Era așa ceva. Da.
o altă denumire acolo. Așa și este. Și era chiar la intrarea Petrinilor, pe... practic, pe partea cum vine dinspre Apollo, ca să, că nu știu cum să, dinspre Universitatea. Despre Universitatea, da, 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 da. Și te duci pe Crinilor, era undeva pe partea dreaptă, chiar la stradă, cumva erau zidurile fabricii. Era, da, mi-amintesc că așa aveam vreo câțiva ani, dar îmi amintesc da, 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 foarte da, da. Bine. Zona era destul de sumbră, așa. Așa este. Da. Deci, sunt aceleași întreprinderi din, din perioada interbelică, deci, care au funcționat într-adevăr în continuare. Nu am găsit un document care să mă ateste, da, la Bistrița, în perioada 52-68, s-a înființat o anumită întreprindere și asta înseamnă că, practic, cumva, demersul de industrializare era foarte accentuat. Nu era accentuat, așa cum, de fapt, în perioada respectivă, numai anumite zone au beneficiat de capital. Avem Galaciu, zona minieră, Clujul, deci centrele regionale. Brașovul. Da. Brașovul. Brașovul și Clujul aveau și statut, în afară de oraș regional, de oraș de interes strategic. Erau anumite orașe care erau de interes strategic și din cauza asta sau asta era justificarea direcționării. Exact, acolo, da. Da, da. Bun, să rămânem cu ideea că mi se că... a mers bine și din județul lui. Câte vreme a fost în regiunea Cluj, da. Denumiri, în regiunea Cluj și a început să dezvolte abia când a prins Chiag ca județ după reorganizarea din 68. Ne întoarcem puțin la Petru Groza, nu vreau să lungim foarte mult, la povestea aceea cu descoperirea noastră din arhivă. Da, și pentru noi a fost o descoperire inedită, nu știam când s-a prelucrat fondul și am descoperit buletinele alegerilor desfășurate în decembrie 1950 pentru constituirea Sfatului Regional. Am descoperit că unul dintre deputații aleși a fost Petru Groza, celălalt Vasile Luca. Era un fel de consilier județean, ca să-l asimilăm la cei acum, da, deci nu era da, deputat. Un fel de consilier județean, da, da. Deputații regionali se convocau în ședințe de 4 ori pe an, luau deciziile importante care erau implementate prin comitetele executive. Nu vota. Petru Groza, care deci avea nu, la... deci nu. Petru Groza și celălalt. Vasile Luca. Așa, Vasile Luca, da. Doi fruntași. De la București, ai Partidului Comunist și practic are Petru Groza fiind atunci și președintele Consiliului de Ministri, adică prim-ministru. Nu, n-a fost niciodată. Am verificat să vedem dacă a participat vreunul, Vasile Luca sau Petru Groza, la ședințele Sfatului Regional. Nu, nu au participat, deși era cumva în baza legii se putea convoca Sfatul Regional și putea să funcționeze doar cu participarea două treimi din membrii săi. Deci, da. Exact, exact. Ei, era cumva scuzabil fiind primul ministru că avea cumva probleme mai importante deci, de rezolvat. Deci, nu a folosit cu nimic bistrițenilor că s-au lingușit pe lângă primul ministru de atunci și puternicii zile și i-au pus onorific în... Nu, fiindcă peste 2 ani, într-adevăr, este desființată regiunea Rodna, bine, și puterea... Hai să spunem și puterea de decizie a lui Petru Groza a scăzut că din 52 este practic numit președintele Marii Adunări Naționale, o funcție mai mult simbolică. Camerei deputaților, cum ar veni acum, exact, fără puterea de decizie pe care o avea funcția totuși de prim-ministru, de președinte. În cât timp a pus steaua acestui personaj? Foarte ciudat, pentru că nu se încadrează profilul comuniștilor. Nu, a fost un om cu școală și surprindere, eu am rămas cu rezidul din timpul istoriei făcute înainte de 89, cu rezidul acela că nici comuniștii nu-l mai iubeau în perioada. Adică doctor Petru Groza, Petru Groza, dar...
era un personaj carismatic, deci toate relatările și toate relatările din memoriile, din memoriile altor personaje totuși îl prezintă ca un personaj carismatic. Era intelectual, să nu uităm că era carismatic. Da, a urmat facultatea de drept la Budapesta cu o bursă Goșdiu și apoi și-a luat doctoratul la Leipzig cu magna cum laude. Adică nu era o persoană fără o școală în spate. Și deputat. Și deputat în 1919 a participat la Marea Adunare Națională, a fost ministru în guvernul Averescu, adică sau în guvernul Brătianu. E adevărat că după 1930, odată cu venirea lui Carol I și preluarea puterii, și conflictele cu Brătianu, cu Gheorghe Brătianu și l-au făcut cumva să treacă în partea cealaltă, adică de sprijinirea strângii. Exact. Apoi a fost susținut de către Stalin și a ajuns un personaj care era din mica burghezie, ca să mă exprim. Nu era... Chiar el relatează întâlnirea cu Stalin. Cum ajunge un asemenea personaj preferatul sinistrului Stalin? Deci chiar el spune că prin lingușală și prin mare teatral. Acum am citat din memoriile lui Petru Groza. Adică prima întâlnire cu Stalin o relatează cam așa Petru Groza. M-am aruncat la picioarele lui și am zis da, asta a fost întâlnirea și i-am comunicat că asta este cea mai mare, mi s-a împlinit un vis soarele din copilărie. Lui, da. Și zice m-a crezut, el relatează și ce bun sunt la a juca teatral. Deci, cam asta a fost întâlnirea și apoi susținerea și probabil lingușirea în continuare a acestui personaj, fiindcă Stalin era un personaj căruia îi plăcea să fie lingușit și periat și era puțin paranoic. Paranoic, exact, ca exact. Exact. Da. Sinistru, cazul pentru care pe conștiință milioane de vieți. Așa este. Bine, a avut și susținerea lui Bușinski, cel care era personajul negru sau cel care era mâna dreaptă a lui Stalin, cel care a luat deciziile importante la nivelul României. Deci, practic, cumva jucând teatru. Sinistru personaj acest Petru Groza. Da, nici da. Nu putem încadra altfel. Așa are este. Are posteritatea care o merită dintr-un asemenea background intelectual și de să ajungi să te... Da. Practic el este cel care împreună cu Gheorghe Gheorghiu și au cerut abdicarea și abdicarea, sunt tot felul de variante. Da. Una mai... urâtă decât cealaltă, cu amenințări la adresa... Cred că a fost amenințat, fiindcă să nu uităm totuși că chiar în sânul Partidului Comunist au avut loc decapitări, vorbim de Lucrețiu Pătrășcanu, practic în 48 este scos, este judecat, este condamnat exact la moarte, adică sunt anumite situații și dacă ne uităm pe textul de abdicare, acel text nu aparține regelui Mihai. Deci a fost un text impus și practic și practica respectivă din perioada respectivă duc la concluzia și apoi și relatările regelui Mihai ulterioare după 1989 privind actul de abdicare, practic ne dau imaginea de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat la 30 decembrie. Și coadă de topor omul ăsta, când mă gândesc, îmi pare rău că o spun, dar chiar mai ales că avea acest ascendent și avea acest Petru Groza, se învârtea în lumea bună, era un intelectual rasat, nu degeaba se lăudau comuniștii cu doctor. Cu doctor, Petru Groza, nu îi se spune altfel înainte de 89, îmi amintesc. Cât de sinistru a putut fi, pentru că cei care au crezut, dacă puteau să creadă în povestea asta, cum a fost Lucrețiu Pătrășcanu, au sfârșit cum au sfârșit și mai sunt și alții și care alții, au murit devorați de... Da. Și apoi ce s-a întâmplat? Și el totuși supraviețuiește și moare
de moarte bună, nu? Da. Moare de moarte bună. Cumva, totuși, a fost un timp inteligent din cauza faptului că în 52, când practic încep să se devoreze Ana Paucăr, Teohari Georgescu sunt înlăturați, el se retrage strategic. Se retrage, da, am dat o funcție simbolică, funcția de președinte al Marii Adunări Naționale, nu mai zic nimic, că dacă ne uităm nu mai are nicio influență sau nu se mai implică în decizii. El fi implicat dacă ar mai fi avut susținere. Moare Stalin și practic puterea este preluată de, la nivelul României, de Gheorghe Gheorghiu Dej, bine, în mici etape. Erau totuși, se înțelegea, hai să spunem, bine cu Gheorghe Gheorghiu Dej și atunci cumva nu a fost în pericol de a fi eliminat așa cum au fost eliminați ceilalți. Și despre Gheorghe Gheorghiu Dej există acea legendă că ar fi murit irradiat. Și cred că este valabilă, fiindcă într-adevăr Uniunea Sovietică, să nu uităm că după anul 1958 practic începe reintroducerea modelului românesc la nivelul societății, acel naționalism promovat de Gheorghe Gheorghiu Dej, naționalism românesc, când practic intră în conflict cu Uniunea Sovietică, fiindcă nu este de acord cu Caierul, începe să impună industrializarea României. Știți că potrivit prevederilor Caier, România nu trebuia industrializată, ci trebuia să fie o țară agrară. Da. Și atunci acum grânarul Uniunii Sovietice. Exact. Și atunci intră cumva într-un conflict, cu Brejnev, cred că era atunci, și Brejnev, personaj. Da. Și bine, am avut noroc cu Revoluția Ungară din 1956 și atunci acum a avut curaj. S-au disipat tensiunile și energiile acolo și n-au mai... Putem interveni și aici. Da, dar deja în două state era prea mult. Era prea mult, da. Într-adevăr sunt două personaje cumva care au avut sinistre, care au avut o influență colosală asupra României și asupra parcursului, fiindcă politica adusă după 1945 și în deosebire după 1950 de practic de eliminarea intelectualității românești a avut un impact negativ asupra dezvoltării ulterioare a României, adică au trebuit să treagă câțiva ani buni ca să pornim de la zero. Și practic tot ce am avut elite au pierit în închisorile comuniste. Da. Așa este, așa e. E foarte complicat să explici acum și copiilor, și probabil că facem și prea puțin pentru asta, cum au murit tot ce a însemnat floarea politicii până la urmă, bunărea cum a fost, cum au murit cei care au făcut unirea. Așa este. Nici nu explic. Ce de destin au putut adică să rezerve acest stat până la urmă. Așa este. Adică nici puterea de înțelegere, adică să știi că omul ăla a creat România mare, a luat deciziile respective cu unele riscuri, fiindcă au fost riscuri din partea lor în perioada respectivă, și apoi să-l vezi că este judecat în două zile și condamnat la ani grei de temniță, în cele mai sinistre închisori, cu tratamentul inuman aplicat asupra lor. Deci nici gândirea, o gândire normală nu poate concepe acest lucru. Se face foarte puțin, aici sunt de acord cu dumneavoastră, că ar trebui mult mai multe informații și mult mai bine prezentată situația respectivă, să se înființeze acele muzee, cum este cel de la Sighe, dar să fie și o popularizare a cât mai multor evenimente și a ceea ce s-a întâmplat atunci cu referire la documentele de arhivă, fiindcă sunt totuși documentele respective care vorbesc despre acest lucru, chiar dacă unele, să zicem... Îmi spuneați că foarte puțini cercetători, oameni care consultă documentele la sala noastră de documente, și...
sunt interesat de istoria contemporană. Și pentru noi asta este o mirare, fiindcă Bistrița are, să spunem, printre cele mai puține, sunt foarte puține județe care au arhiva Partidului Comunist bine pusă la punct și care poate fi consultată la sala de studiu. Nu, foarte puțin. Nu știu dacă am avut doi cercetători care să se axeze pe cercetarea, să spunem, problematicii Partidului Comunist. E adevărat că nu sunt acele documente wow, așa cum sunt în arhiva CNSAS-ului. Da. E prețios fi la CNSAS, nu? Exact, exact. Dar totuși îți oferă o imagine. Vorbeam de acei indicatori economici. Păi dacă te duci și vezi documentele Partidului Comunist, vezi evoluția acelor indicatori, fiindcă chiar erau foarte buni după 1968. Sunt niște statistici care pot fi oferite ca model în zilele noastre. Deci atât de bine sunt întocmite. Și modul de organizare și absolut tot. Dar practic se știa, mergem puțin mai încolo cu istoria comunistă, după perioada lui Nicolae Ceaușescu, exista în evidențe faptul că industria merge în gol, că toată industrializarea asta de fapt forțată, de fapt nu are, nu are productivitate, lucrurile nu sunt ceea ce trebuie să fie. Era acea minciună, acea gonflare a realității. Știți, da, că erau legendele că de fapt suprafața însămânțasem peste suprafața României din raportările oficiale. Deci se vede minciunea din raportările oficiale. Da, dacă sunt cercetate documentele respective, se poate, deci se pot identifica datele corecte și care era situația economică a României, fiindcă pe lângă indicatorii de plan avem și raportările necesare. Era ca și dubla contabilitate, nu? Așa este, așa este. Și atunci îți dă o imagine. Practic avem, deci și... știau ce se întâmplă? Da, ei știau ce se întâmplă. Ei știau ce se întâmplă. Că, nu știu, aici există întrebarea și cred că poate fi aprofundat subiectul dacă, dacă de la nivelul de decizie, să spunem județean, informația mergea mai departe, adică la nivelul central sau la nivelul central unde se oprea informația. La nivelul capului. Exact. Deci până unde mergea informația corectă și unde se oprea, până la ce nivel de decizie se cunoștea situația. Să știți că primeau și foarte multe, să spune, sesizări sau preluau din presă dacă existau anumite critici. Puține, este adevărat. Și ce este interesant, nu articolul din presă, ci constatările în urma controlului dispus de partid, ce s-a identificat acolo. Și asta evident că nu mergea către presă, asta era la nivelul de cunoaștere la nivelul partidului. Adică acolo vezi realitatea adevărată a ceea ce s-a întâmplat. Da, sinistre vremuri. Așa este. Nu știu cine... Ce vremuri am putut, da, pe mine mă uimesc cei care de fiecare dată plâng că nu mai trăim ca un comunist. Eu aveam 14 ani la Revoluție și știu cât de sinistru era, cât de sinistre erau vremurile. Țin minte că la Craiova, de unde vin, erau magazinele goale și existau doar câteva bucăți de slănină, fiindcă oltenii nu mănâncă slănină așa cum mănâncă ardelenii și erau singurele care... E surprinzător că avea slănină, de asta mănâncă slănină. Da, da, mă râdem, da. Așa este și știu... Noi aveam, la noi rămâneau borcanele de, vă spun eu, borcanele de urzici. Erau conservele alea de urzici, că mă râdem, da, că... Da. Ce să mai... Da. Borcan, erau așa, te autoservi lungi. Era una în zona Lamă, n-am spus niciodată că mergeam acolo la școală. Erau așa lungi, se vedea de afară vitrinele și pe autoservire acolo, că era cu, îți luai singur. Exact. Erau borcane cu urzici,
masăre, și un ghiveci. Așa, conserve de pește și ghiveciu. Da, da, nelipsitul ghiveci. Și nu înțelegeam cum pot să mănânce urzici oamenii. Da. Nu înțelegeam ce e cu borcanele cele de urzici niciodată. Și asta nu înțelegi. Da. De ce să plânge o epocă sau o epocă în care știu că mi-era frică, fiindcă la ora 7 seara, cel puțin la Craiova, se lua curentul, iar ai mei părinți care lucrau în ture, s-ar putea să amândoi să fi fost plecați la servici și stăteam cu acea copii, lumânare sau cu lampa respectivă la ora 7. Da. Apa caldă erau doar 2 ore dimineața și 2 ore apa rece, 2 ore dimineața și 2 ore seara. Apa caldă, nu știu, veneam la 2 zile la Craiova și știu că atunci era mare fericire, nu venea foarte caldă. Curent în casă, exact. 14-15 grade. Exact, exact. Adică sunt niște amintiri nu din cele fericite. Sigur, da. Ne raportăm la ea ca perioada tinereții, cumva mai înțeleg, mulți au prins dezghețul, vorba de părinții noștri, au prins dezghețul din 70, da, când era o altă situație. Cochetam cu Occidentul, a fost așa o perioadă din asta până către anii 80, când s-au stricat lucrurile din nou. Cumva, atunci când dădea bine Nicolae Ceaușescu, da, externe, da, se fotografia cu regina Angliei. Da, Charles de Gaulle, care a vizitat Bucureștiul și România. Da, așa este. Și după președintele Statelor Unite, Nixon. Dar acum am scapă, era de Cristina, a rezistat 4 ani doar. Îmi scapă numele. A fost ori a fost în România, ori invers. A fost Ceaușescu primit acolo. Mi l-aduc aminte din fotografiile oficiale, îmi scapă numele acum. Știu la cine faceți Nixon, referire. A fost acea perioadă când se purta și la noi minijup. Știu că părinții da, noștri erau. Da, și mama foarte, are fotografii. Foarte... Da, îmi povestea că existau în perioada respectivă acele magazine Gospodina, unde puteau să-și procure absolut toate produsele necesare. Da, da, deci a fost o perioadă de relaxare. Dacă ne uităm puțin și la filmele respective din perioada, că te uimeau bogăția magazinelor sau produselor din magazinele respective. Și mă uitam la Namări miliardarul sau de în vacanță, unde mai erau și câteva imagini și te întrebai atunci cât reușeai să vezi filmul respectiv, dacă într-adevăr este filmat în România sau în acea perioadă. Deci, cred că deja Neamărin miliardar era pe anii 80 deja. 70 a fost mai... Da, da, da. Dar oricum era filmat, adică nu prezenta realitatea. În fine, asta e, am câteva generații sacrificate. Absolut. Cred că asta este nefericit perioadă. Care au avut un impact major și au în continuare, eu zic întotdeauna. Zic întotdeauna că impactul se vede și la ora actuală, fiindcă, practic, după colectivizare și după eliminarea intelectualității și lumea satului decade, practic, preluarea puterii a fost la nivelul satului și de aici, în evoluție la celelalte, structuri, a fost brutală și luată de elemente practic care nu aveau nicio cultură și practic și desrădăcinarea apoi cu industrializarea forțată, desrădăcinarea de la nivelul satului spre oraș, practic omul care este dus de la sat la oraș nu avea o cultură necesară, chiar cultura necesară care era la nivelul satului, fiindcă a fost cu totul natural ce s-a întâmplat. Absolut. Și apoi acea industrializare forțată, fără, adică a bulversat întreaga societate. Satul rămâne cumva fără oamenii care aveau gospodării, fiindcă omul nu mai mergea, nu avea pentru ce să muncească, să depună efort. Colectivizarea, eu am spus că a dus cumva la și la propagarea lenii și a furtului, adică muncesc atât cât pot sau cât dau, așa, nu trag foarte tare că nu este al meu, ci să-mi realizez norma
Și apoi, dacă pot să mai fur ceva, știți că era încurajat furtul, adică dacă putem să furăm câte ceva, era foarte bine, practic. Fiecare trăia da, pe lângă munca lui. Absolut. Lua de acolo, făceau schimburi, trocul era la mare. Da, și cei care erau... Și am rămas cu asta. Și am rămas cu asta. De asta zic că impactul a fost nu numai atunci, impactul se vede și acum. Adică cum puteam să șmecherim, să vedem, să ne descurcăm, că asta a fost și perioada comunistă. Cum putem să facem rost de o bucățică de carne, apoi de unde putem să procurăm un anumit produs. Bine că și nevoia te îndemna spre să practici, dar asta a rămas în cultura noastră, din păcate. Da. Vedeam, apropo, de documentul de la care am pornit, cel cu Petru Groza, deputat regional de Rodna și Bistrița, că de fapt la Bistrița era centru, și de abdicarea regelui Mihai și documentele care le-ați, cum informau ei oficialitățile și cereau bisericii greco-catolice. Da. Mă gândeam că când am văzut documentul, cât de sinistră e povestea, că tot repet cuvântul ăsta, pentru că ei practic au desfințat această biserică și i-au prigonit într-un mod îngrozitor pe anul slujitorii ei. Le-au luat posesiunile, i-au silit să treacă la... Așa, i-au închis la religia ortodoxă, i-au închis, da, i-au prigonit, da, da, i-au ucis. Așa este. Așa este. Deci anul următor... Și practic, tocmai pe ei îi foloseau. Da. Încercau să-i folosească ca instrument, acum nu știu cât l-a ieșit. Adepți spre biserică, și nu vorbesc doar de biserica greco-catolică, ci și cea de ortodoxă. Ei au fost mai prigoniți, pentru că Așa este. În doxizeze, schimb, ortodoxizeze, nu știu, acum inventez cuvinte, să-i treacă spre ortodoxism. Da, în 48, pentru practic... Pentru că era cultul Moscovei, nu că erau ei... altceva decât niște laici, exact, nenorociți. Exact. Așa este. Într-adevăr, biserica greco-catolică este desfințată în 48, practic anul următor al documentului postal, și după 30 decembrie 1947. Bine, cumva au făcut această desfințare, așa cum spuneați, la cerința Moscovei, fiindcă Rusia sau URSS-ul era, să zicem, recunoscută, cât era acceptată religia ortodoxă. S-a mers pe considerentul că greco-catolicii erau cumva subordonați Vaticanului și atunci nu dădea bine. Într-adevăr, au fost prigoniți aproape toți capii bisericii greco-catolice au fost întemnițați și au murit în temnițele comuniste. Și preoții de rând care nu au acceptat, da, și care au luat o poziție. Aderenții în rândul bisericii greco-catolice comuniștii nu au prea avut. Au mai fost câțiva în rândul bisericii ortodoxe, dar la nivelul bisericii nu au avut o susținere a ideilor. Bine, li se cereau să meargă, să vorbească cu oamenii, să explice în biserică ce se întâmplă. Politica comuniștilor a fost, întotdeauna spun totuși că au dus o politică inteligentă, o politică sinistră, dar inteligentă, politica pașilor mărunți, adică câte puțin, cumva creau o discordie între confesiuni, între straturile ale societății, și atunci lasă că nu mi se întâmplă mie, lasă că îi se întâmplă celuilalt, nu mă interesează pe mine, până practic ajungea la mine, și atunci am dat seama că de fapt ce s-a întâmplat de la început nu a fost ok și trebuia să ia atitudine. Multora li s-a întâmplat acest lucru în al 12-lea ceas, dar totul era prea târziu. Așa s-a întâmplat și cu Biserica Greco-Catolică. Practic, cumva comuniștii au căutat un sprijin în rândul Bisericii Ortodoxe, au găsit, să nu spunem în totalitate, ci într-o parte a preoților ortodoși, care au acceptat, ok,
mai ales acolo unde existau biserici atât greco-catolice cât și ortodoxe, sau li s-au oferit posturi acolo unde era o biserică greco-catolică și automat s-a acceptat fără mare vâlvă, fiindcă din documente nu rezultă... Pare că e discret? Da, exact, exact. Adică la nivelul populației nu am văzut o revoltă. Cel puțin nu există o revoltă majoră. O populație era șocată pentru cine ieșea în front și reacționa. Da, probabil. Ajungea foarte repede. Probabil. În mâinile securității sau... Da, deja securitatea începe să fie... Da. Nu prea mai aveai loc de ripostă. Cei care... Chiar vreau să vă întreb, apropo de mișcări de reacții, de ripostă, ce se vede în arhive din mișcările anticomuniste care au fost prezente și în Bistrița Năsăud? Au fost. Și preotul Ioan Rusca, tot vorbim de ortodoxie, preotul Ioan Rusca e din Nepos, care a mai fost în emisiunea noastră și care este autor de cărți și de material documentar, este nepotul unui primar, unui fost primar ucis de comuniști. În arhive la noi nu se păstrează foarte multe informații despre... Sunt câteva informații prin care practic există sentințele de condamnare și de deposedare de avere a celor condamnați. Ce s-a întâmplat, ce au făcut în documentele de la arhivele Bistrița Năsăud? Sunt documentele în CNSAS. Da. Știu că sunt acolo. Acolo se păstrează. Da, aici se păstrează foarte puțin, doar sentințele de condamnare și de deposedare de avere. Dar scrie acolo practic că sabotaj. Adică a fost condamnat din cauza că a realizat nu știu ce sabotaj al economiei. E clar că omul ăla s-a opus fie colectivizării, fie a luat o atitudine. Da, eu vorbesc de mari luptători, de cei care s-au refugiat în munți. Exact, și am avut, nu se păstrează foarte puțin, adică nu se păstrează documente. Cel puțin din documentele păstrate de noi nu rezultă astfel de informații. Normal că s-au păstrat în fondurile securității, în fondurile miliției, fondurile care sunt și ale armatei, care nu sunt gestionate de către arhivele naționale. Cum e revolta de la Vârgău din 58, acolo a fost o revoltă și s-a lăsat cu condamnări la moarte. Așa este. Nu se păstrează în fondurile noastre. Da, de la nivelul în care a încercat el să 58 Teodor Mărgineanu și a grenat acolo mai mulți. Bine, el era din de lângă Reghin de undeva. Dar ea a fost mare nenorocire pe Bârdoan după, ca represalii. Da. După acel moment în care a încercat el să miște armata cumva, nu știu, utopic, uitându-ne în spate, însă... Da, din păcate nu există astfel de documente. Oricum, comuniștii, în ceea ce privește aceste nemulțumiri, evitau să le consemnez în scris. Deci nu le consemnam? Nu. Că știu că erau prelucrate. Eu am cunoscut oameni care povesteau, mai în vârstă, povesteau că li s-a prelucrat, ăsta era termenul, pe linie de partid, povestea de la Bârgău, da. Nu avem. Cred că era cred că totuși mergeam pe partea asta a securității, fiindcă aveau aceste compartimente care mergeau așa, ce se întâmplă acum pe prevenire, adică mergeau să disipeze, să prelucreze informația respectivă. Nu există niciun fond documentar, numai în arhiva CNSAS-ului. De asta v-am zis că cele mai importante, probabil de asta nici nu avem foarte mulți cercetători, deși care să studieze arhiva Partidului Comunist, fiindcă nu există o consemnare în arhivele partidului despre astfel de evenimente. De fapt, și preotul rus, în momentul în care a scris cărțile, a apelat și a cerut informațiile, CNSAS a făcut cerere. Și apropo de ortodoxii și de reacția unor preoți, chiar el denunță la un moment dat un astfel de preot care a dat informații și în urma acestor informații a fost prins unul din luptătorii anticomuniști și e foarte supărat că au existat asemenea atitudini izolate, spune domnia sa. Da, rețin din cărți că... Da. Așa este, așa au este. Au fost și...
Au fost peste tot, așa este, peste tot există și elemente slabe. Practic pe asta s-a și bazat preluarea de către comuniști la nivelul societății române și pe aceste elemente, să spunem, slabe, nu știu, bun, a instituit acea frică în societate, fiindcă au fost și astfel de tactici de a institui o frică în societate. V-am zis, au dus și o politică de neutralizare a anumitor elemente la nivelul societății, știau unde se întâmplă, spre exemplu, dau exemplu fondurilor grâncerești de la Năsăud. Sunt desfințate de-abia în 57. În 57 și întreaga avere trece în proprietatea statului în 57. De ce? În cauza că au fost conștienți că... Ca să nu-i agite? Exact, exact, exact. Acolo era o conștiință colectivă, foarte puternică și atunci au zis, ok, mergem, dar treptat s-a făcut și această expropiere și naționalizare a bunurilor, fondurilor grâncerești. Treptat, treptat, practic. Li s-au luat întâi, să zicem, anumite clădiri, apoi anumite bunuri, anumite terenuri și în 57, practic, că au fost desfințați cu totul. Da. Ce mai scoateți pe anul viitor? Pe anul viitor... Pe anul acesta, de fapt, că emisiunea da. E... Pe anul viitor încercăm la fel să punctăm, dar venim cu elemente. Și în prima parte a anului am zis că vom prezenta din colecțiile private pe care le-am primit anul acesta, fiindcă trebuie să... cumva să aducem și un omagiu donatorilor care și-au îndreptat atenția spre Arhivele Naționale. Am prezentat donația Andrei Moldovan, care este una dintre cele mai importante donații care au venit către arhive, dar am primit donații din partea domnului Vasile Moldovan, fostul primar al Bistriței, și ne-a donat întreaga colecție de medalii, diplome primite de domnia sa în cadrul activității și alte documente, cu inclusiv filmări cu tot mandatul, cum a procedat domnia sa, așa cum procedează în alte state. Okay. Da, pe lângă această donație, okay, de asemenea, fostul prefect Silaghie și-a donat importanta bibliotecă de cărți rare, de colecție de monede, dar și de documente, și avem foarte multe documente privind istoria Transilvaniei. Nu m-am așteptat să fie într-o colecție privată și preocupări ale domniei sale. De asemenea, avem colecția... Da, și fostul prefect Silaghie și domnul Andrei Moldovan, fost consilier județean, ne-au părăsit trecut, da, și din cauza 2020. Asta, în 2020, da. Și din cauza asta încercăm totuși cumva să le aducem și un omagiu, fiindcă într-adevăr este de lăudat să te îndrepți către o instituție, să dai acea preocupare și a ta, adică ai colecționat o viață întreagă, ai avut o bucurie și acea bucurie să o îndrepți către o instituție a statului ca să fie pusă la dispoziția altor cercetători și altor doritori. Este un lucru lăudabil și toate aceste lucruri și donații au venit către arhive fără a cere o sumă de bani, deci a fost benevolă și pro bono. Este un lucru... Da. De lăudat. Mulțumesc pentru explicații și comentarii și pentru lunga poveste a comorilor din arhivele de la Bistrița și faptul că ne-ați oferit posibilitatea să rememorăm, să vorbim, nu sunt neapărat să și rememorăm, că ne-am mai amintit câte unele, și să vorbim despre evenimente care au tulburat istoria noastră și viața părinților, bunicilor, străbunicilor noștri, o viață extrem de tulburată, 50 de ani cel puțin de Românie tulburată și pusă între paranteze, dacă nu mai mult. Așa este. Și le datorăm mult celor care au suportat și care au ridicat capul, fiindcă au fost mulți. Așa este. Așa este. Le suntem datori măcar să aducem aminte de aceste vremuri și să-i rememorăm. Întotdeauna am spus că, într-adevăr, ar trebui
cumva îndreptat atenția spre istoria asta contemporană și cunoscută mult mai bine. Când am realizat expoziția dedicată celor 30 de ani de la Revoluție, marea mea bucurie a fost că a fost vizitată de tineret și vedeam uimirea lor și interesul lor față de ce s-a întâmplat în perioada respectivă, chiar și acele obiecte, fiindcă am făcut o expoziție tematică cu, atât cu documente cât și cu obiecte din perioada comunistă. Ei au fost mai interesați decât cei care au trăit în perioada respectivă, mult mai interesați și am primit cele mai inedite întrebări din partea tinerilor. Deci dacă am face și am prezenta mult mai aprofundat această istorie recentă a României, cred că s-ar înțelege mult mai multe și oricum și conștiința civică ar fi cumva s-ar ridica și asta ar fi benefică, acest lucru ar fi benefic și pentru noi ca societate. Și să nu uităm, cine nu învață lecțiile istoriei e condamnat să le repete, asta e cea mai dură lecție pe care istoria. Așa este. O administrează din când în când, să sperăm că mai rar, celor care nu ignoră ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Da. Mulțumesc că, cu mare drag. Mulțumesc, vă aștept cu noi documente cu și mare informații, drag. Pentru că e o sursă inepuizabilă. Ce vom face anul viitor, că m-ați întrebat, vom face un apel către societate să vină cu aceste documente folosite în pandemie, fiindcă la nivelul arhivelor vrem să constituim fondul COVID-19. Acele declarații, acele instrucțiuni, acele anunțuri să vină către arhive, să fie depuse la arhive, fiindcă sunt foarte importante. Am văzut noi cât de importante sunt când am făcut referiri la alte pandemii care s-au întâmplat la nivelul județului nostru. Acest lucru se întâmplă la nivelul arhivelor din întreaga Europa și am zis că și eu la Bistrița, cel puțin la Bistrița, voi face un apel către societate. Am vorbit deja cu instituția prefectului să păstreze toate ordinele respective, da. Și să apoi să fie să fie păstrate de către arhivele naționale pentru a ne oferi ce a însemnat anul 2020 la nivelul județului nostru. Da. Și peste ani într-adevăr o să reflecteze unii cum am trecut bine sau rău prin această poveste. Eu zic că mai degrabă bine, dar nu știm ce. Sperăm. Luminița de la capătul tunelului se vede acum. Așa este. Cum reușim să ținem vaccinul acela în rafturi și să nu-l administrăm, e o altă poveste. Așa e, cel puțin avem o speranță, adică a apărut vaccinul. Da. Îmi spuneau studenții că avem garanția că începe, zice, dacă a apărut vaccinul, copiii noștri, o să înceapă unul universitar și putem să așa ne e. Întoarcem. Da, da, cred că da, ne vaccinăm atunci. Știți că tinerii sunt cei mai reticenți, între populația cea mai reticentă la vaccin. Ei bine, cei care vor să înceapă anul studențesc, s-ar duce mâine. Așa este. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, să ne auzim cu bine noul an, să avem ce, să revenim la normalitatea noastră, sigur reflectând la ce ni s-a întâmplat în istoria recentă, în istoria lui 2020 și ce ni s-a întâmplat părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. Să auzim numai de bine de aici încolo. Multă sănătate. Mulțumesc, multă sănătate tuturor.